Luna ianuarie, ziua 19-a, viața Sfintei Mucenițe Eufrasia Fecioara. Aceasta a fost din cetatea Nicomedia, în vremea împărăției lui Maximian, 286-305, și era de neam vestit, frumoasă la chip, cu bune obiceiuri și credincioasă roabă a lui Hristos. Și fiind prinsă de închinătorii de idoli, a fost silită să aducă jertfă diavolilor, dar nesupunându-se o bătură cumplit, iar ea a răbdat cu bărbăție. Apoi a fost dată spre spurcare unui om barbar, care luându-o a dus-o în casa sa. Iar ea ne-a încetat să ruga cu mintea celui preacurat, adică mirelui său, Domnul Hristos, ca să-i păzească fecioria ei nestricată. Și când bărbatul s-a închis cu dânsa în cămară, sfânta l-a rugat să o aștepte puțin, făgăduindu-i să-i dea o buruiană pe care, dacă o va purta cu sine, nu-l va atinge nicio armă a potrivnicilor, pentru că zicea că este fermecătoare. Iar barbarul i-a zis: pe urmă îmi vei da buruiana aceea. Dar înțeleapta fecioară a răspuns: nu este cu putință să fie smulsă buruiana aceea de către femei, ci numai de fecioare nenuntite, pentru că de nu va fi arătată de fecioară curată, apoi nimic nu lucrează. Și a lăsat-o barbarul până ce îi va arăta acea buruiană. Atunci sfânta, ducându-se în grădină și adunând niște buruieni pe care le-a găsit acolo, i le-a adus. Iar el i-a zis: cum voi ști că sunt adevărate cele spuse de tine? Ea și-a pus buruienile pe grumajii săi și i-a zis lui: ia o sabie ascuțită și, repezind-o tare cu amândouă mâinile, lovește în grumajii mei cât vei putea. Și din aceasta vei vedea că nimic nu mă va vătăma sabia ta. Iar el, crezând cuvintele ei, a luat sabia și a dus-o la capul Sfintei Fecioare, apoi, repezind-o tare, i-a tăiat cinstitul ei cap. Apoi, cunoscând că a fost batjocorit de dânsa, scrâșnea din dinți, dar ce folos, pentru că înțeleapta fecioară s-a dus nespurcată către mirele său Hristos, lăsând minunat chip de întreagă înțelepciune, voind ca mai bine să moară decât să-și piardă fecioria.